Noi am cerut de vreo săptămână și ceva, am solicitat ministerului să ne transmită poziția dumnealor. În momentul în care vom primi răspuns, vom lua și noi măsuri. Care este rolul direcției de comisiei juridice? Fiind o problemă mai specială ca de obicei, doar ce primește? Și având în vedere că noi lucrăm în coordonarea directă a Ministerului de Interne, nu ne-am permis să luăm noi o decizie la nivelul județului. În urmă cu aproape două săptămâni, patru consilieri de la PPDD au anunțat că trec independenți după ce partidul îi dăduse afară cu două zile înainte. Notificarea privind excluderile a ajuns la Consiliul Local Motru după ce consilierii și-au anunțat independența. Situații similare sunt și la alte comune din județ, unde primarii nu știu ce să facă după ce aleșii s-au dat plecați după ce au fost excluși. Întregul haos a fost posibil după ce guvernul a emis ordonanța care permite traseismul politic, aleșii migrând nestingheriți dintr-o parte în alta.